acasă, dar faza e că avem bidoanele de gunoi în față. Dacă le atingem, dacă mi și la centimetri. Uite, pisica asta nu are astâmpăr. Bă, băieți, vă salut! Bună dimineața! Hai să lăsăm pe asta să treacă. Treci, mătușe! Asta parchează, mă. Nu mi-am dat seama că parchează. De fapt, nici nu puteai să-ți dai seama. Mamă, cum se urcă ăștia pe borduri, bă. Deci, cum spuneam în clipurile anterioare, inspecția acestei mașini a fost făcută. Pot să zic că merge binișor. Nu știu de ce, înainte foloseam și o 030 ca ulei, dar acum nu știu ce să zic. Orică am mers două schimburi, să zic, am folosit de două ore am folosit 530, acum parcă nu știu cum. Uleiul ăsta 030 mi se pucu de la Shell, știu că e bun, dar nu știu, cumva parcă e prea zgomotos motorul. Nu știu, poate doar e placebo sau mi se pare mie, dar nu cred că mi se pare. Știu că cu castrolul se auzea mult mai bine și cel puțin când trecea de 3.500-4.000 de ture, cel puțin motorul suna bine. Acum, nu știu, se aude urât, rău de tot, ca și cum fluieră, nu știu. Se plafonează, bine, și înainte se plafona, ca asta după ce trece de cuplu maxim se plafonează, dar acum nu știu, cu uleiul ăsta 0.30, acum să-l mai las, că e doar la început, să-l mai las câteva sute de kilometri. Dar chiar dacă n-am rezolvat cu mașina, când am dus-o la inspecție, chiar dacă n-am rezolvat nimic cu ea, faza este că ieri i-am trimis mail ăluia de mi-a vândut mașina, i-am spus, păi stai băi nene așa, zic, eu am fost, zic, am fost acolo, am vorbit cu tine, ți-am explicat ce vreau să fac. Știi foarte bine că mașina este problematică, că nu știu ce, zic, bun, ea merge, dar zic, eu știi că ți-am și spus, bă, o cumpăr, că puteam să-mi fac rată la ea, știi, că am vorbit la început, zic, puteam să-mi fac rată, zic, o cumpăr, zic, dar zic, să o țin cât naiba o-i țin eu. Când o fi să o schimb și așa, zic, mă duc eu, dau ca avans sau ce naiba, fac o văd și văd eu ce fac de bani. Da, că nu știu ce, și așa, puteam să-mi explice chestii tehnice de motoare, că astea sunt problematice. Păi și zic, care-i faza? Zic, cum sunt problematice? Tu le spui cu un, zic, un zâmbet pe buze, așa, zic, pentru tine e ceva normal. Și da, ieri am trimis mail din nou, am trimis mail și avocatului și acum aștept să vedem. El a spus că o să ia legătura acolo de la vânzări și cumva o să mă anunțe zilele astea, pentru că i-am spus, vezi cum faci să mă caut zilele astea, că altfel dacă nu te caut altcineva. Da, acum nu știu, vedem ce spune el. Am văzut că puțin e speriat, nu știu, cumva de chestia asta cu avocații lor le e frică, cel puțin aici în Germania funcționează. Când le spui de avocat sau cel puțin trebuie să faci lucrul ăsta, nu doar să le spui. Eu la început când am fost cu mașina, cu astea, cu anvelopele, doar i-am spus că l-am contactat pe avocatul meu și așteaptă răspuns de la mine pe viitor sau ce am rezolvat. Dar acum nu mai e așa. Acum dacă nu mă rezolvă cumva cu acest căzănel, treaba e nasoală. Haideți să ieșim puțin pe autostradă, că n-am mai făcut lucrul ăsta. Da, în fine, lăsând mașina la o parte, de schimbat tot trebuie să o schimb. Ei acum de la service asta, lucru care m-a enervat a fost că eu le-am spus de zgomotul aferent, adică le-am spus, băi, vedeți că zgomotul, zic, tot este acolo. A, că da, că nu știu ce, că se uită maestru, se uită, deci maestru se uită, dar când m-am dus și am ridicat mașina, nimeni nu mi-a spus că, băi, vezi că da, a fost controlat și totul e regulă, sau maestru a spus că mașina nu are nicio problemă, nu. Deci cum ar fi, m-am dus la recepție, mi-a dat cheia, am plătit servisul. La revedere, a trebuit să mă duc eu înapoi, să-l caut pe bulangiul ăla.
și să-l întreb, a, da, că nu știu ce, că fi copoții, zic, păi ce facem, vărule, trebuie să mă țin eu după tine, adică nimeni de acolo nu îți spune nimic, nu, ăla cu anvelopele la fel, nimic, a, că întreb, că facem, că vedem, că jumate, jumate, nimic. Da, dă-i naiba, oricum, nu știu, mi s-a, nu știu cum e la BMW, cei care aveți mașini de la BMW, pe la, nu știu, de fapt aveți mașini de la BMW, de la Mercedes, de la... Chiar sunt curios, nu știu, lăsați un comentariu și spuneți, bă, și la BMW e la fel sau la BMW, dar acum depinde, de fapt nu depinde, nu știu, asta e a doua reprezentanță, eu am schimbat, am luat, am cumpărat două, trei mașini. Prima a fost luată chiar de aici, de unde am luat Olorodul, prin 2017 sau 2018, dar bine, că pe aia am ținut-o un an, a fost tot așa 4B8,5, aia a fost tank de mașină. Și după un an am dat-o înapoi, că era Euro 5 și mi-au trimis să ia acasă o prostie din aia, că domne, că nu știu ce, că în marile orașe, când a ieșit atunci, că în marile orașe, că o fi copății, zic, bă, bun. Am dat-o înapoi și am luasem modelul anterior de B9 din 2018 și îl luasem de la altă reprezentanță, de la Grand de acolo. Am luat-o pe aia, tot așa, cum pot să zic, mașina mergea, adică motorul mergea rotund. Bine, eu când am luat-o, tot așa, luasem cu 35.000 sau 34.000 de kilometri. Dar acum, nu știu, motorul se auzea în ultimul hal, adică uleiul normal a fost schimbat la 30.000, vă dați seama, dar se auzea în ultimul hal, chițăiau rolele alea, făcea, adică, da, tipic la B9, la motoarele de 2 litri, cum chițăie rolele și cureaua și ce naiba. Bine, am schimbat eu uleiul, s-a diminuat zgomotul motorului, totul în regulă, adică ca și motor era în regulă, în afară de cureaua de accesorii sau ce naiba, din ce înțelesesem, zgomotele alea veneau sau zgomotul venea de la folia de la alternator. Da, nu știu, la aia cu cutia de viteză. Eu nu știam că cutia de viteză așa problematică, adică șocuri și cum spunea și băiatul de la atelierul de detailing. Bă, păi da, într-adevăr, o cutie automată niciodată nu o să știe, adică când să schimbe corect, concret, adică tu când ai o cutie manuală, zici ok, ce fac acum? Hai să o dau pe a doua sau să o dau pe a treia, înțelegi? Trebuie să retrogradezi și știi, adică asta depinde și de tine ca șofer, cât te puni și cât de, cum te joci cu pedalele ca să eviți șocul, deci cât de bine te joci cu pedalele. Și cumva cutia de viteze automată, asta am înțeles eu și eu și așa, bă, nu e perfect, adică tot șocul o să-ți dea de nouă de asta, dar nu zgomot, atunci când se zgomot e o problemă și de-aia zic că nici mie nu, adică na, zic, înțeleg un mic șoc, cumva asta, zic, bă, e cutia, na, ia uite, all road la fel ca al meu. Mai că la altă culoare. E un gri. Gri șobolan. Așa. Și cum spuneam cu cutia de viteze. Am înțeles că nu sunt perfecte, zic că mai sunt șocuri, că mai sunt nu știu ce. Zic că ok, e normal, e bine. Dar aia dădea la șocuri și smucea și făcea ca toate alea, că m-am lăsat cu gura căscată. Și am stat cu ea mai prin servis, în fine. După aia zic, am să mă duc înapoi la ăștia. De fapt, nu știam ce mașină vreau să-mi iau. Zic, hai să mă duc înapoi la ăștia. M-am dus, am găsit mașina asta, mi-a plăcut. Zic, bă, asta e. Dar, nu știu, vreau să zic și acolo, că aici vreau să ajung dată cu altă chestie. Vreau să zic și reprezentanța aia de acolo și asta de aici, de unde am luat mașina. Și asta din Dapșa, de unde am mai fost eu. Chiar și cu mașina asta am fost să fac programare și cumva era prea... Mi-au dat programare prea... Mi-au dat o programare târzie, dar după comportamentul lor mi-am dat seama că peste tot e la fel. Au aceeași politică, încearcă să te prostească, încearcă să te... Că e normal, că nu știu ce, că o fi, că o pății, că da, că mari ingineri au odice, ea de la Frankfurt la fel. Stai că am uitat și de ea, ea de viteze, că e normal că mă bagi în drive să facă nu știu cum. Că, domnule, că trebuie să știi că tu ai băgat un drive sau... Se pare o aberație din partea lor, dacă ei așa își tratează clienții și minte în ultimul hal, atunci să se ducă naiba, tot cu cazanele lor. Da, mașina e frumoasă, cum vă spuneam, nimic de zis. Pe viitor, nu știu, o să mă gândesc. Eu acum mă gândeam să, dacă discut cu el, dacă îmi găsește o mașină la fel, de fapt una e la fel, sunt mai multe, m-am uitat eu, să-mi aducă una la fel pe benzină, sau dacă nu se-mi aducă una la fel, că sunt alea de 272 sau de 286 de cai, se-mi aducă una la fel și atunci o iau. Dacă nu se-mi aducă una pe benzină, dacă nu are variante, adică la ce îi spun eu,
să-mi dea frate banii înapoi, sau cel puțin să-mi dea, nu știu, bă, bun, cât am mers, lasă, 60.000 de kilometri, bun, de la 50.000, de la cât a picat motorul. Calculează și vezi cât îți vin. Pentru că cu ăștia nu mai e... Cu ăștia nu poți să o scoți la capăt, ăștia sunt nenorociți. Ei, de exemplu, când te duci să-ți cumperi mașina, te pupă și în cur. Vai, că nu știu ce, că o cafea, că o fică, că o pățică, nu știu ce, că... Adică ar fi în stare să te pupe și în cur atunci când te duci să-ți cumperi mașina, înțelegeți? Nu mai știe cum să facă, te sună, vorbește ca, vai, Victor Lupu, așa, ca o mânță blândă din aia. Deci vorbesc, zici că... Și când e o problemă ceva, atunci nu mai e, gata, se schimbă treaba. Că e normal, se aruncă vorbele în scârbă, e, nu știu. Deci pleacă de fapt cu cauciucul ăsta, dar nu înțeleg. Sunt 16 grade, dar totuși n-am trebuit. Și încă o chestie după ce a luat mașina de la ei acum. Ăia de la ZIF cumva au făcut o adaptare, au făcut o chestie, au făcut acolo ceva să fie bine, să fie frumos. Mă duc la mare inginer Audi, iau mașina și cutia se comportă aproape cum se comporta înainte de schimbul de ulei. În a doua, bine, a doua mi-a mai aruncat-o tot așa, dar prea puțin. Și de exemplu, și acum când am plecat, nu știu, ați văzut că chiar la începutul clipului m-am oprit puțin de vorbit. Schimbă viteza și ca și cum se neacă. Chestii pe care nu o mai făcea. Dar inginerii Audi au resetat ei ce au făcut acum. Au resetat ce naiba, că spunea la ceva de actualizare de software, dar eu nu văd aici pe documentația asta de mi-au dat-o ei. Deci cutia practic se comportă ca înainte, jalnic. Pot să mă duc eu la mare inginer Audi să le spun că, bă, păi dar cutia merge înainte și acum nu mai merge bine? Păi nu pot să mă duc, pentru că nu am nici... E, nu știu, e ca și cum mă duc la ei cu sticla asta, ca și cum trebuie să mă duc fără dop. Dom'le, uite, sticla asta nu mai are dop. Doar așa trebuie să mă duc. Lipsește ceva, atunci zice, da, bă, uite, e o problemă. Dacă eu mă duc cu sticla asta și spun, dom'le, păi da... Sau cu un băț, mă duc cu un băț, cum era înainte, să zic așa. Mă duc cu bățul înainte, era întreg, nu era nimica. Și mă duc chiar acum cu bățul și zice, a, păi același băț, e, da, e perfect, nu are nimic. A trebuit să mă duc cumva cu bățul rupt la ei ca să-și dea seama că e o problemă. Nu scos la capăt cu ăștia și de-aia zic, bă, schimbați mașina și mai dă bă, mama voastră. Da, nimic de zis, acum nu vreau ca să fiu hater sau domne că nu știu ce. Da, mie îmi place Audi, adică v-am spus pentru, cum să vă spun eu, chestiile care îmi plac, nu știu, portbagajul, mi se pare că, adică e cum trebuie, e bine închegat, e, m-am uitat la seria 3-ul ăla de l-am condus, are multe forme pe acolo prin portbagaj care ți-a din spațiu, nu știu, sunt niște chestii care nu-mi plac la BMW, de ce să zic, ele arată bine pe exterior, sunt agresive, sunt, da, fiabile pe cutie, pe motor, bine, în principiu asta o să te intereseze mare parte, nu că arată portbagajul bine sau nu știu ce, dar na, sunt niște chestii care la unii le plac, la alții nu le plac și zic, bă, pe principiile astea aș cumpără mașina. Și nu zic nimic, ca mașinuța merge, adică, na, vezi, zgomotul ăla nu se aude acum, că dacă era la auzea, mergea, totul mergea ca o locomotivă dacă era. Dar nu știu, sunt eu genul de om care, nu știu frate, adică dacă, ca și haine, bă, cumpăr o haină, pentru ce dau 200 de euro, zic așa, pe o pereche de pantalon, pe o pereche de Adidas, de ce? Pentru că e calitate și poate mi-o cumpăr o singură dată și o schimbă, știu, la 2-3 ani, poate. Că nu mi-e rușine să port o pereche de blugi sau de, nu știu, să-i port de mai multe ori, că nici nu mă interesează ce crede lumea despre mine. Așa și cu mașina, bă, de ce dai un ban? Bă, să ai calitate, să ai confort, să ai niște chestii. Dar pentru că nu există. Și plus, faza mai e alta, adică mașina încă e în garanție, ok, te duci la mare inginerie Audi pe la vreo 90.000 și o să zic iar, a, păi e normal, că o fi copățită, nu știu ce. Și te duci la ei acolo, ești din garanție, după aia ce faci? Se bulește motorul, inginerie Audi zice, a, păi da, ia uite, a clipat motorul, e motor total și-a dat. Atunci, pentru că ei cât ești în garanție, o să zică că e normal, că o fi copățit. Când ești din garanție, ar fi în stare să-ți schimbe
tot după carosărie, tot avizare de schimb. Ia uite, asta nu merge, aia așa, aia e așa, aia e așa. Da, nasol. Și plus acum, de exemplu, pe spate acolo, bine, hai să zicem că ar fi fost de la o pietricică, pe acele protecții de plastic, mi-e la Olorot. Și bucățica aia mică pe ușa acolo, au lovit-o ei, că altfel n-are cum de la pietricică, nu știu, dar de ce n-am luat până acum, s-a întâmplat chiar acum să iau o pietricică acolo. Ceva ciudat. Și atunci când am luat-o, nu prea m-am uitat eu de jur împrejur, mașina am luat-o și am plecat, că... Na, mă enervase aia că nu mă întrebase. Ia uite-l pe Blițeanu. Nu știu dacă i-au pus camerele, că ieri când am trecut sau când am trecut era gol pe interior, nu avea nimic. Na, nici acum nu mai știu ceva s-a întâmplat, în fine. Și i-am trimis poze lui ieri. Dar ei nu o să cunoască. Dacă nu te duci atunci când ești acolo, degeaba. Da, mă, băieți, cam asta este. Nu știu, pe viitor o-i vedea. Să văd ce rezolv cu ăsta. O să vă țin la curent. Sper să fie în regulă. Sper să mai găsesc și eu ceva mașinuțe. Să fac niște test drive cu ele. Parcă îmi lipsesc chestiile astea. Nu doar să conduc mașina mai, să vorbesc. Parcă ar fi, nu știu ce, Lamborghini sau Ferrari. Și alea cred că dacă eram și nu le făceam așa prezentare. O să vedem acum. Treaba nasoală e că sunt și cu munca. E mult de muncă la noi acum. Asta e nasol. Și timpul nu prea îmi permite să fac lucrul ăsta. Pentru că, cum spuneam eu și cum spuneau ceilalți la clipul la care m-am mutat, e ușor să judezi sau să spui într-un clip de 10 minute: a, păi dar ce a făcut ăsta sau nu știu ce. E chiar așa. Faza e că pentru un clip de la de 10-15 minute, eu sau poate altcineva lucrează jumătate de zi la el. Pune în calcul că editează, că taie, că nu știu ce, sau chiar și cu camera, stai că nu mi-a ieșit, stai că trebuie să mă duc în locul ăla ca să iasă bine, stai că trebuie să montez camera, trebuie să vorbesc nu știu ce, am greșit, iau de la capăt și după aia vine editarea, acolo durează vreo oră, două, depinde cât e videoclipul. Dacă ai videoclip de 40-50 de minute, durează cam în mare parte cu 10-15 minute peste, adică puțin, durează mai mult decât la editat, decât lungimea videoclipului, deoarece trebuie să tai, te gândești, mai pui niște muzică, bine, în cazul meu nu, că nu prea pun eu muzică și efecte de astea, că nu am nici timp de ele. Și editatul, după aia, până le exporti, până îl urci pe internet, că și acolo durează, cel puțin aici la NEMS, durează de numai. Da, nu știu, mi se pare că, da, pleacă normale motor cu 3 litri, dar mi se pare că e cam leșinat așa, uleiul ăsta de la mare inginerie Audi. Bun, acum o să ne uităm la nivelul uleiului în mers, ceea ce nu e bine, dar... Ah, arată maxim, era și cazul. Mi l-a arătat cam, nu știu, undeva aproape de jumătate. Ia să putem să facem un schemă aici, dar sunt ăștia care merg încet. Dar nu știu ce naiba, că alunecă cu, nu putem să facem nimic, alunecă cu cauciucurile astea și nu știu de ce. E puțin ciudat. E foarte ciudat că alunecă. În curba asta aici mai făceam eu chestii, bang, și o luam o curbă mai... periculoasă. Și cam asta a fost. Am ieșit să-mi iau cafea și am zis să fac așa o, nu știu, o, nu știu, un vlog așa, un nonsens vlog de dimineață. Am zis să mai spun câte ceva. Totuși, dacă aveți idei de vloguri, nu știu, nu neapărat cu mașini și asta, că până la urmă să zici că faci cu mașini, cu mașini. Cât să faci cu mașini? Doar să vă demontez mașina piesă cu piesă și să vă arăt, uite, asta e asta, asta e asta, ia. Da, bă, băiatul te calunecă, ci că 4. Bine, că na, nu e ca acum. Dar și de la cauciucurile astea, că totuși sunt aproape 17-18 grade, normal, astea lucrează bine cam de la vreo 5, de la minus, de fapt de la 5 grade în jos, așa. Cu minus. Nu știu, dați-mi voi idei de vloguri. Ce să fac, unde să mă duc, ce să filmez. Nu știu.
poate orice, de fapt orice e binevenit, na, e o idee în plus care mă ajută să îmbunătățesc cumva treaba. Ok, vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.